Doga? Așteptam să închei tu. Ea vine de acolo, din zona lui Brâncuș. Este una dintre măriile Gorjului, reprezentantă de frunte a folclorului românesc, un model de interpret pentru generațiile noastre, pentru generațiile mai tinere. Eu pe Maria Loga o iubesc și în calitate de interpretă de muzică populară și în calitate de om. Este prietena mea cu care mă mândresc și, de ce nu, suntem câteodată și colegi de suferință. Maria, te iubesc, îmi pare rău că nu ești aici, dar pentru că am ales... Așa cum vă spuneam, un om extraordinar. Alese și de mulțumire doamnei Maria Loga, Mărie cu renume a zonei Holteniei și a cântecului popular românesc. Prietenii noștri să meargă acolo după ce se încheie spectacolul să obțină acest album realizat cu Orchestra de Muzică Populară Mugurelu și acesta este sub bagheta dirijorală a maestrului Ion Dascăl. Așa că încă o dată vă felicităm pentru tot ceea ce ați făcut pentru cântec și pentru că ați reușit să mai alcătuiți așa un nou album. Mulțumesc frumos! V-au mai trecut emoțiile? Puțin, foarte puțin. Dar de ce mai aveți nu emoții? Nu știu de ce. Păi v-am spus, uite, câți prieteni aveți dumneavoastră aici, câte da, am emoții. Fețe te frumoase, cunosc. Câte aplauze au primit. Mai cânt, un cântec și să-mi treacă, cu siguranță. E, nu unul, ci două. Maria Loga! Tine, ofo, ce bă strângi la
și mai deasă, oh, oh. La noi apa din fântână e mai rece și mai bună. Și frați și de veri și de cumnați, oh, oh, de părinți și de vecini, grea e viața prin străini mai. E doar de surori și frați și de veri și de cumnați, oh, oh, de părinți și de vecini, grea e viața prin străini. Dar s-o împart cu cei de-acasă. De casă mi-e doar acum și de praful de pe drum, oh, oh. O pâine să am pe masă, dar s-o împart cu cei de-acasă. Și grija de părinte am ocolit tot răul, scoțându-l din cuvinte. Să nu vă-ntine viața, să nu-i simțiți durerea. În voi mi-am pus speranța și voi mi-ați fost averea. Dragile mele copile, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu blândețe de bătrânețe. Dragile mele copile, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu blândețe la angrei de bătrânețe. La tot ce v-ați dorit mama a plecat să ascult și am încercat puținul să-l fac să fie mult. Am alergat o viață prin vânturi și prin ploi, v-am apărat cu trupul de greu și de nevoi. Dragile mele copile, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu blândețe la angrei de bătrânețe. Dragile mele copile, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu blândețe la angrei de bătrânețe. Averea, ce bob cu bob am strâns și v-am zâmbit și atunci când sufletul mi-a plâns. Am pus în voi nădejdea, singură n-o să fiu, dar ați plecat și-n jurul s-a adunat pustiu. Dragile mele copile, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu blândețe la angrei de bătrânețe. Dragile mele copile, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu blândețe la angrei de bătrânețe.
ce e cu voi. Să știu că sunteți bine și bucuria voastră mă ține și pe mine. Dragile mele copine, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu plândețe la angrii de bătrânețe. Dragile mele copine, să aveți milă și de mine, să vă purtați cu plândețe la angrii de bătrânețe. Maria Loga, aici, la gala cântecelor noastre. Îți mărturisesc că emoțiile vin probabil și de la faptul că aceste melodii sunt rupte din sufletul meu și este pentru prima oară când le cânt în fața marelui public. Și este firesc să am emoții, e normal, dar vă mulțumesc din tot sufletul și din toată inima mea. Pentru că și emoțiile fac parte din sufletele artiștilor. Dragi... Bună ziua! Dragilor noștri spectatori, dar și dragilor telespectatori, bună ziua și la mulți ani, buna mea prietenă și colegă de o viață, putem spune. Prietena mea de peste 30 de ani, îți mulțumesc că ești aici. Dă-mi voie să te pup mai întâi. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim și la al 30-lea album. Despre Maria vreau să vă spun că este, de fapt, știți și dumneavoastră, o persoană deosebită, cu totul și cu totul deosebită, foarte sensibilă, îi curg lacrimile, nu vorbim de necazuri, chiar și la bucurie ați văzut câte lacrimi varsă. Tocmai asta demonstrează că este un om foarte sensibil. Eu îți doresc să rămâi așa, sensibilă, să te țină Dumnezeu sănătoasă lângă familia ta, să realizezi tot ce mai vrei tu să-ți realizezi de acum încolo și eu să aș vrea să nu mai fie atât mai de sensibilă, să fie mai puternică, pentru că Maria Loga așa este, puternică și învinge orice. Ți-am adus aici un mic dar în care să-ți păstrezi amintirile acestui spectacol. Sper să te bucure. Mulțumesc din suflet. La mulți ani și Doamne, cu drag din toată inima am două piese noi pentru tine, special pentru tine. Sper să-ți placă. Cu siguranță. Toate cântece, doamna Loga. Deci nu numai eu am emoții și tu ai emoții. Evident, în fiecare întâlnire cu publicul ne creează emoții, bănuiesc constructive. Dați-mi voie să vă urez și eu din suflet la mulți ani, sănătate, bucurii, prosperitate, tot ce vă doriți și mult succes cu acest nou Doamne album. Ajută. Mulțumesc din suflet. Să mulțumesc. Noi vă mulțumim mult de tot pentru că sunteți astăzi lângă doamna Maria Loga. Vreau să invit pe prima ziua importantă din viața mămicii mele din cântec pe care și dumneavoastră o iubiți și... De fiecare dată când vin în sala asta minunată, mă trec fiori. Încă o dată și să o primim așa cum se cuvine. Maria Loga! Vedeți? Și-a schimbat costumul și-a împodobit frumos capul așa cu acest tulpan. Foarte bine vă stă! Am făcut-o în mod intenționat, în primul rând în semn de mare respect pentru televiziunea TVH și pentru emisiunea ta, care este o emisiune de ținut. Mulțumesc! Ți-am mai spus. Și pentru... spectatorii noștri dragi, pentru telespectatori și în semn de respect pentru dragii mei colegi și prieteni care au ținut să fie azi prezenți alături de mine și cărora vreau să le mulțumesc. Și noi le mulțumim interpreților care sunt alături de dumneavoastră. Fiul dumneavoastră vrea să vă ofer, un buchet de flori. Un buchet de flori, vă pup și să știți că doamna cântecului popular Maria Loga își schimbă mereu costumul, dar sufletul nu. Și asta e cel mai important. Foarte frumos ai spus. De pe meleaguri. Bună seara, bine v-am regăsit. Îi mulțumesc Mariei pentru că a reușit dintre atât de mulți prieteni cât ți are să mă aleagă și pe mine. Mă cunoaște de când aveam 14 ani. Ne leagă o frumoasă prietenie și vreau să o felicit azi la apariția acestui album pentru felul frumos în care a slujit cântecul popular, dar și pentru frumoasa familie. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși cu dumneavoastră. Eu știu, pe la 100 de ani, Maria, ce zici? Să o sărbătorim tot împreună, mulțumim. La 100 de ani vă organizez și eu spectacol cu Georgel, da?
suntem de acord. Da, da, după aia trebuie să veniți când împlinești și 100. Să dea Dumnezeu o să aveți ne străduim. Sănătate, știți, foarte... ...voastră și nu în ultimul rând față de Maria Loga. Pe Maria Loga o știu de peste 20 de ani. I-am fost alături la cele mai frumoase momente din viața ei, iar lansarea unui album este, bineînțeles, un moment foarte frumos din viața unui artist. Maria se bucură pentru acest album cum nu are cuvinte să-și poată exprima. A venit, cred că v-a convins. Dacă este, vă rog să o aplaudați. Iar noi, prietenii și colegii ei, trebuie să-i fim alături. Nu putea să lipsesc eu. Din Dulcele Târg al Ieșilor am venit să fiu alături de emisiunea lui Georgel și Maria Loga și dumneavoastră. Vreau să divulg un secret. Cu câțiva ani de zile în urmă am ascultat un CD-ul de-a lui Constantin Bahrin și mi-a plăcut atât de mult, l-am sunat și l-am întrebat cine ți-a orchestrat și cu cine ai făcut. Și a spus cu Mugurelu de la Chișinău, cu maestru Dascăl. Și zic, când m-ai hotărât, te rog din suflet să mă pui în legătură cu acest mare dirijor și cu această minunată orchestră. Datorită lui Bahrin am reușit să îi imprim lângă Mugurel și lângă maestru Dascăl. Și vreau să-ți mulțumesc, Costică, pentru acest lucru. Este marea mea bucurie și vreau să vă mai spun că am fost alături de Maria, inclusiv la înregistrări în studiourile din Chișinău. A venit la Chișinău. Mulțumesc. Acum să cântăm, pentru că vreau să înveseliți din nou suflet. Iarbă, mă-ntreabă timpul, mă-ntreabă cum îmi e și ce mai fac. Dacă lumea-mi e pe plac, timpul face și desface lume dragă. Orice dai nu se întoarce, îndă ce vrea Dumnezeu, lume dragă. De greșesc le trag doar eu. Și desface lume dragă, orice-i dai nu se întoarce. Îndă ce vrea Dumnezeu, lume dragă, de greșesc le trag doar eu. Nu te am să fac ce-aș vrea, timpul e pe voia mea, dar am doi boboci de floare, pentru ele sunt datoare. Timpul face și desface lume dragă, orice-i dai nu se întoarce. Îndă ce vrea Dumnezeu, lume dragă, de greșesc le trag doar eu. Lor să le dai numai bine, să nu afle doruri grele, c-am plătit eu pentru ele. Timpul face și desface lume dragă, orice-i dai nu se întoarce. Îndă ce vrea Dumnezeu, lume dragă, de greșesc le trag doar eu. Timpul face și desface lume dragă, orice-i dai nu se întoarce. Îndă ce vrea Dumnezeu, lume dragă, de greșesc le trag doar eu.
Mulțumim, mulțumim frumos pentru aceste cântece. Doamna Maria, rămâneți puțin pentru că Adrian Badea, colaboratorul acestor ajutor, și trebuie să vă spun că eu țin foarte mult la acest băiat și el își doar... Din partea echipei de folclor a televiziunii TVH, vă dorim multe, multă sănătate și numai gânduri de bine și să vă așteptăm la următorul album tot aici, împreună cu publicul nostru. Vă mulțumim! Mulțumim frumos! Le mulțumim interpreților noștri dragi! Vedeți, aici există un public extraordinar, așa că... Maria, de când era în fașă și doresc să mai facă încă 20-30 de CD-uri, iar dumneavoastră să fiți prezenți la lansarea lor. Vă mulțumesc mult! Și aș vrea să mai vină și Maria. Pentru că ești un mare realizator și trebuie să recunoască toată lumea că din tinerii care sunt acum, ești fruntaș. Uite publicul. Dați numele de Andrei Andreea, pentru că este o zi sfântă astăzi în calendar. La mulți ani! Iar pentru Maria, îi doresc multă sănătate, să aibă puterea să meargă mai departe, să aibă cât mai multe înregistrări, cântece frumoase ca și cele prezentate în această zi. Maestre Ionghi. Parcum vă mulțumim, sărbători fericite și tot ce doriți dumneavoastră. Văd că mai trecut un an, bătrânețea mi-e dușman. Se ducă mie rând pe rând și-ai îmbătrânit cântând. Văd că mai trecut un an, bătrânețea mi-e dușman. Se ducă mie rând pe rând și-ai îmbătrânit cântând. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume, anii tinereții. Când văd copiii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Unde s-a trecând ce pe apa vieții, vremea-n loc n-o pot opri, trece o zi și-ncă o zi. Unde s-ani tinereții, trecând ce pe apa vieții, vremea-n loc n-o pot opri, trece o zi și-ncă o zi. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume, anii tinereții. Când văd copiii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Toamna vieții văd că-mi umple de argint părul atâmple. Cu păr al lumii e rușine, am copii mari cât mine. Doamna vieții văd că-mi umple de argint părul atâmple. Cu păr al lumii e rușine, am copii mari cât mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume, anii tinereții. Când îmi văd copiii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Am la tâmple ghiocei și în brațe nepoței. Copiii mi-am rostuit, degeaba nu am trăit. Am la tâmple ghiocei și în brațe nepoței. Copiii mi-am rostuit, degeaba nu am trăit. Am trecut de jumătate
jumătatea vieții s-au dus lume, anii tinereții. Când îmi văd copiii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume, anii tinereții. Când îmi văd copiii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Mulțumim frumos, doamna Maria Loga. Prieteni, din păcate, tot ce-i ținut să fie împreună cu dumneavoastră și că a acceptat să lansăm astăzi acest album. Să vă dea Dumnezeu sănătate și viață lungă. Mulțumesc din suflet, în primul rând ție, emisiunii tale, pentru că mi-a fost gazdă. Mulțumesc televiziunii TVH, pe care o urmăresc cu mare, mare drag. Mulțumesc din suflet publicului, pentru că să știi că dacă nu era publicul alături de mine în acești 35 de ani, eu nu mi-aș fi găsit rostul pe această scenă. Dumneavoastră ne-ați făcut, nu numai pe mine, și pe colegii mei, ceea ce suntem la ora actuală. Și pentru toată dragostea pe care ne-ați dat-o, noi vă dăm, încercăm să vă dăm înzecit, însutit și înmit. Vă mulțumesc din suflet! Vă doresc sănătate, sărbători fericite, un Crăciun cu liniște și pace și tot binele din lume, dacă se poate să-l aveți. Mulțumesc din tot sufletul. Și noi mulțumim, vă așteptăm în 14. Crezi că noi nu știm că ai fost îndrăgostit de în tinerețe? Ați nebunit! Femeia în roșu.